Jurnalele RTT. 38.000 de participanți a reunit prima ediție a festivalului Massive. Scenele din Poiana Brașov au adunat între 3 și 5 martie iubitorii muzicii, distracției și muntelui, în cele 3 zile de show-uri și concerte live. Mai bine de 100 de artiști români și internaționali au animat atmosfera la cele 3 scene de la baza pârtiei și la cele 3 apreschiuri partenere. De vineri până duminică, participanții s-au bucurat de o diversitate de genuri muzicale, de la muzică electronică, folclor, experimental, rap, trap, disco, rock și pop. Duminică, în ultima zi a festivalului Massive, s-au distrat în Poiană peste 12.000 de persoane. Unul dintre cei mai creativi DJ și producători din lume, danezul Morten, a creat o atmosferă de poveste la main stage, spun organizatorii. Setul său a inclus producții proprii, versiuni remix ale unor piese cunoscute în întreaga lume, dar și succesele lansate cu David Guetta în cadrul proiectului Future Rave. Și în ultima zi a festivalului, scenele Greatest of All Time și Retro Fantasia au fost locul preferat al amatorilor de disco, pop și folclor experimental. Muzica anilor 80 și 90, dar și hiturile din anii 2000 au fost motivele pentru care scena Retro Fantasia a fost preferată de fanii genului. Fanii s-au distrat și la cele 3 apreschiuri partenere ale festivalului, unde au pus muzică DJ străini și români. Dimitri Vegas, Morten, Topic, Quintino, Madden, Kate Boston, Idelia, Ina, Grasu XXL, Stefania, Dirty Nano, Pascal Jr., Killaphonic, Azteca, Ian, Oscar. Se numără printre artiștii care au urcat pe scena principală Massive în cele 3 zile de festival. Comentariile din online ale participanților confirmă că Brașovul a fost o gazdă perfectă pentru festivalul care a strâns în cele 3 zile aproape 38.000 de participanți. Planul de mobilitate al municipalității, axat pe transportul în comun asigurat de RATBV, și-a dovedit eficiența, astfel că orașul, drumul de Poiană și stațiunea nu au fost blocate, iar cei care au vrut să participe la festivalul Massive au putut să o facă în cele mai bune condiții, cu sprijinul celorlalți alte autorități, în special al poliției rutiere și poliției locale. Operatorul de transport și-a dovedit capacitatea de a face față provocării de a transporta 10.000 de oameni dintr-un loc în altul într-un interval scurt de timp. În cifre, acest efort de transport a însemnat sute de mijloace de transport în comun, care au circulat cu un program prelungit, care au asigurat accesul de la festival spre cartierele Brașovului și spre Râșnov. Asta a însemnat un efort remarcabil, cu atât mai mult în perioada de final de program, de final de festival, când avem aproape 70 de autobuze pregătite să preia participanții la festival și să-i ducă în Brașov, în toate cartierele Brașovului. Am dat dovadă că putem să facem astfel de evenimente și Massive, prima ediție, nu va fi cu siguranță ultima. Ar trebui să fim cu toții mândri de felul în care Brașovul a arătat și s-a pregătit pentru acest eveniment. Au fost sute de șoferi implicați așadar, dispeceri, operatori, call center, personal tehnic, casieri și controlori care în cele 3 zile de festival Massive au avut un program de aproape 24 de ore din 24 și toate acestea s-au desfășurat fără niciun incident. Conform părerii generale, am reușit să asigurăm serviciile de mobilitate spre și dinspre festival la un standard de calitate foarte ridicat. Pentru aceasta a fost nevoie ca zeci de mașini să fie alocate cu precădere pentru această activitate, zeci de șoferi să stea până târziu noapte să îi aștepte pe participanți și să-i ducă acasă în siguranță, zeci de colegi de la serviciul de ticketing să îi ajute cu vânzarea biletelor. Colegii noștri de la control au fost în mașini inclusiv să învețe pe turiști cum se validează biletele în Brașov. Colegele de la serviciu curățenie au fost prezente acolo, a fost o mobilizare extraordinară. Concluzia a fost că Brașovul a reușit să organizeze impecabil acest eveniment, iar mulți dintre cei care au comentat pe rețelele de socializare au invitat și alte orașe să preia modelul nostru în ceea ce privește organizarea și în special modelul de transport. La succesul Massive au pus umărul voluntari, reprezentanții instituțiilor cu roluri importante în evenimente de acest tip. Poliția Română, Poliția Rutieră, Poliția Locală, Pompieri, Smurdis, USAS, Jandarmeria Română, Jandarmeria
Maria Montană și Salvamont, angajați ai RATBV și ai operatorilor de salubritate, a precizat primarul Alen Coliban la finalul festivalului. Festivalul a fost lipsit de incidente majore, iar forțele de ordine au intervenit doar pentru un început de bătaie și au reținut 5 persoane pentru trafic de droguri. De luni 6 martie a început curățenia de primăvară în Brașov. Municipalitatea promite că până la Paște Brașovul va fi un oraș curat, verde, un oraș mai puțin poluat. Tot în această perioadă are loc și campania de curățenie și întreținere a zonelor verzi și parcurilor și campania de plantări de gard viu, arbori și arbuști. Ca urmare a solicitărilor primite de la asociațiile de proprietari sau de la cetățeni, dar și a constatărilor făcute de inspectorii primăriei. În paralel se derulează activitatea de reparații mobilier urban și la locurile de joacă. Operatorul cu care primăria are contract verifică și repară tot mobilierul urban, aflat pe domeniul public, adică bănci, coșuri de gunoi și jardiniere. Echipamentele de la locurile de joacă, de la zonele de fitness, workout și cele de la terenurile de sport, astfel încât până la sărbătorile de Paște toate aceste echipamente să fie în condiții optime. Asta înseamnă că în toate cartierele Brașovului vor fi salubrizate trotuarele, străzile, vor fi curățate și spălate semnele de circulație, zonele verzi vor fi greblate, vor fi reparate locurile de joacă, mobilierul urban, curățate gurile de scurgere și refăcute marcajele. Totodată, ca și în anii trecuți, am amplasat în cartiere containere de mari dimensiuni, astfel încât brașovenii să poată să-și ducă acolo deșeurile rezultate în urma curățeniei de primăvară. Cu precizarea că este interzisă depozitarea molozului și a deșeurilor din echipamente electrice și electronice. Curățenia de primăvară a început așadar în 6 martie în centrul civic, centrul vechi și zona gării, dar și în cartierul Tractorul. De vineri, activitățile vor începe și în cartierul Șchei, iar în continuare vor urma Astra, Brașovul Vechi, Valea Cetății și toate celelalte cartiere din oraș. Cele din urmă cartiere în care se va ajunge vor fi Bartolomeu Nord, Poiana Brașov și Stupini. Programul este și în funcție de condițiile meteo, astfel că vor exista situații în care, dacă vremea nu permite derularea anumitor activități, programul să sufere modificări. Termenul pentru finalizarea tuturor activităților din luna curățeniei este 14 aprilie. Cele 6 programe de finanțări nerambursabile din bugetul propriu al județului Brașov pe anul 2023 au fost aprobate în ședința din 28 februarie a Consiliului Județean și vor fi derulate de Direcția Management Proiecte. Au fost aprobate toate ghidurile de finanțare în ședința de plen. De vineri, vinerea trecută, deci din 3 martie, a și început lansarea lor. Ele vor fi lansate etapizat. Am prezentat calendarul lor de lansare. Astăzi, de exemplu, se lansează programul de finanțare pentru cultură beneficiar de drept privat. Vineri a fost lansat pentru cultură beneficiar drept public și urmează să se lanseze la intervale de 2-3 zile și celelalte programe de finanțare. Au fost modificări, creșteri semnificative la aproape toate. Am modificat valoarea bugetelor, am modificat valoarea finanțărilor, am scăzut valoarea cofinanțărilor la minimul cât este 10%. Ghidurile pentru proiecte culturale au fost revizuite, în special datorită modificărilor Ordonanței 51 din 98, apărute în cursul anului 2022. În plus, Consiliul Județean a majorat bugetele alocate proiectelor culturale. Anul trecut era de 100 de mii pentru proiecte mari și 50 de mii pentru proiectele mici. În acest an vorbim de o alocare financiară în valoare de 120 de mii pentru proiecte mari și 60 de mii pentru proiectele mici. De asemenea, s-au redefinit tipurile, categoriile de cheltuieli eligibile și solicitanții eligibili. S-a separat oarecum partea de beneficiari în două categorii, cei plătitori de TVA și cei neplătitori de TVA. În cazul beneficiarilor care sunt plătitori de TVA, practic cheltuielile cu taxa pe valoare adăugată nu pot fi decontate din finanțările nerambursabile.
O altă noutate este reprezentată și de introducerea contribuției în natură, ca și cofinanțare din partea beneficiarului. Finanțările nerambursabile acoperă nevoile solicitanților cu activitate în domeniile de interes cultură, sport, tineret și culte. Pentru cultură, beneficiarilor de drept privat fără scop patrimonial, bugetul alocat este de 1.800.000 de lei, iar pentru beneficiarii de drept public, bugetul alocat este de 450.000 de lei. Programele destinate sportului primesc în total 1.500.000 de lei anul acesta, cele pentru tineret 300.000 de lei, iar pentru susținerea cultelor, bugetul alocat este de 1 milion de lei. Ghidurile de finanțare sunt publicate pe pagina de internet a Consiliului Județean Brașov. Zărneșteanul George Jinga este vicecampion mondial la schi-alpinism. La categoria de vârstă sub 20 de ani, în proba regină a acestui sport individual. Sportivul în vârstă de 19 ani, legitimat la Clubul Sportiv Dinamo Brașov și antrenat de Rareș Manea, a avut o evoluție remarcabilă în Spania la Boitaul. Cursa de la campionatul mondial, unde am obținut medalia de argint, a fost una dintre cele mai intense curse la care am participat în cei 7 ani de când practic schi-alpinismul. Un factor care m-a ajutat și a contat foarte mult în obținerea acestui rezultat a fost și gradul de risc pe care mi l-am asumat. Pe coborâri am lăsat schiurile să mă ghideze la maxim, reușind să câștig câteva poziții, iar pe urcări am dat totul până la ultimul suflu. Rezultatul acesta este unul foarte important pentru mine. Am muncit foarte mult acest sezon, poate mai mult ca niciodată, și sunt foarte mândru de ceea ce am obținut. Campion mondial a devenit austriacul Nils Oberauer, iar medalia de bronz a fost cucerită de italianul Davide Sambrizi. Proba în care zărneșteanul a devenit vicecampion mondial la categoria sa de vârstă este una olimpică, așa că avem speranțe în participarea la Jocurile Olimpice din 2026, care se vor desfășura la Milano și Cortina d'Ampezzo, în Italia. Jurnalele RTT.